organizăm anume CrossFit, pentru că este o ramură de sport, să zicem, nu probă de sport, dar ramură de sport actuală și care din ce în ce mai des se practică în rândurile populației, dar îndeosebi în rândurile structurii de forță. Și de ce anume? Deoarece anume prin CrossFit putem dezvolta în bloc toate calitățile motrice, forță, viteză, rezistență și îndemânare. Dar suplimentar pentru militari este foarte eficientă, că anume putem pune accentul pe calitatea motrică care ne trebuie mai mult și o putem ajusta în așa fel ca să fie cât mai real câmpului de luptă sau specialității pe care o are militarul. A fost foarte interesant. Pentru mine e ceva wow, pentru că la antrenamente nu avem așa rezultat ca acum. Cum a fost cel mai scurt timp și mă bucur că am avut curajul și mulțumesc la camarazul mic, m-a ținut. Cea mai ușoară a fost aici la bar și cea mai grea la scaun. Sertura, flutări și iar înapoi sertura. Eu am fost luptător 11 ani, destul liber. Și pentru mine sportul e viața. Eu cred că a fost un concurs corect. Toți ați văzut care sunt capacitățile, toți v-ați pregătit pentru această competiție. Rezultatele sunt mai bune ca anul trecut.